Și bine v-am găsit la un nou episod din Getarii Live. Stai ce împreună cu pisica. Bună. Remus. Salut. Și cu Dragoș. Salut. Și astăzi am zis să ne aruncăm în cea mai mare piscină din GTA. Și anume, oceanul. Pentru că, de ce nu? Nu uitați să apăsați butonul și de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade. Câte like-uri ziceți voi că strângem la episodul ăsta? 17.000 de like-uri. 17.000 de like-uri, da. Wow, ok, țintim sus de tot, dar e bine. Așa că am să vă fac și eu vouă o surpriză și hopa! Aoleu! Mă luat pe nepregătite! Dar nici nu mă pot... N-ai cum să-ți dai parașută! Păi da, eu am făcut special, pentru că știam că vă dați parașută până jos. Dar eu sunt cel mai jos, eu și cu Dragoș. Nu, și eu sunt mai jos. Mamă, uite cum picăm toți! Nu cred! Mamă, ce priveliște! Frate, chiar se vede superb! Da. A? Nimerim apa sau pe lângă? Clar. Apa. Eu o nimeresc. Eu o nimeresc. Valurile. Aoleu! Aoleu! Hai că mă lovesc că... Bă, eu nu sunt... Eu n-am murit. Nici eu. Bă, și tu știi cum am picat pe spate? Ai, m-a dus așa pe față direct. Adică, frate, pe spate, urât rău de tot. Tu îți dai seama, cred că a durut. Adică chiar cred că a durut. Oricum, în episodul de astăzi avem multe chestii interesante. O să-l întâlniți pe Mario. O să mergem pe tărâmul lui Mario în episodul de azi. O să îi vedem pe toți prietenii lui Mario, chiar și pe dușmanii lui Mario. O să vedeți, o să fie foarte tare. O să facem o cursă între un Aventador și un Mercedes. Avem multe chestii. Ia uite mașinile în splendoarea lor aici. Bineînțeles că eu voi lua Aventadorul de lâncoace. Nu știu exact ce culoare o să fac. Care te cam cu mine, că eu nu știu ce skin e ăla. Remus, eu. Tu ești? Okay. Eu, da, eu. Pisica. Hai, sunteți gata? Pornim la drum? Aoleu, pisica e furată ăla de la Salvamar. ok, bănuiesc că merge și așa. Bă, cum se ridică mă ăsta din spate la Aventador, ești nebun? Uite-te puțin. Dar nu se ridică. Văd. Wow. E superb. Hai să mergem la un tuning. Mergem la ăsta de aici, de la... Bă, dar îmi place prea mult mașina asta, eu de când e pe server? Când am văzut-o până acum? E de ceva timp. E pe shop? E printre primele mașini, da. Pe bune? Da. Frate, arată prea bine, eu nu-mi vine să cred cât de bine arată și n-am văzut-o la nimeni. Deci nimeni n-a cumpărat-o până acum. Sau a cumpărat-o cineva și n-am văzut noi. Probabil. De că n-ai văzut-o. Pe bune, deci e chiar super mișto. Nu mai știi care e faza, pe majoritatea îi văd cu altfel de Lamborghini, nu cu asta. Eu am zis că ai perucă în cap, Dragoș. Da, exact, alea mai noi, să zic. Dar asta mi se pare super tare, frate, adică chiar e mișto. Uite așa s-a prins și poziția, să vedem stopurile. Geniale stopurile. Bun, hai să modificăm și noi aici la ea, o să-i dau pe engine. Bright orange, ia. Da, mie îmi place bright orange, pe mașina asta chiar se potrivește. Ori un galben, ori un portocaliu, dar se potrivește rău de tot. Bun, turbo. Ia să vedem ce mai putem noi să punem aici, un wheels. No, hai să punem un windows. Wow! Mamă! Wow! Ia. Și pe interior se văd... Se vede? Se vede bine, da. Se vede bine, lol, cât de șmecheră e, măi, ești nebun! Frate, asta cred că a devenit mașina mea preferată, uite cât de șmecher arată. Doamne ferește, cum a ajuns botul mașinii. Remus e mafiot. Da. Gata aici. E mare mafiot. Aici a fost. Bă, dar chiar, noi cum ajungem pe tărâmul lui Mario? Ți-ai pus gluga asta pe tot, dar ai zis că ai perucă în cap. Se ia cu avionul? Da. Ah, ok, am înțeles. Intri și... Îți cumperi bilet de avion? Da. Da, trebuie să plătești o taxă. Ah, eu n-am bani așa. What? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? M-am dat eu jos din mașină. S-a dat jos și m-a zguduit, m-a aruncat în Bă, deci n-am mai văzut așa ceva până acum. Nici eu nu mai S-a dat la jos la și m-a zguduit, m-a aruncat în partea cealaltă a aeroportului. 2, 1, start. Wow! Ce v-a făcut? Frate, cum? Deci, nu vine să cred. Mamă, dar merge tare rău de tot, 340 la... 350 la oră! 350 la oră. Frate, da, asta chiar e cam viața reală, lol. Bă, cât de încetă e aia! Bă, dar nu mai râde de mașina noastră, că e frumoasă. E frumoasă, nu zic că nu e. Bine după mine. Aoleu. Aole, mă pui să-mi cumpăr bilet. Da. Sper că nu-i scump. Nu. Uhuhu. Pentru bugetul. Aoleu, m-am răsturnat. 3 plus și rub. Ok. Ia uite aici. Parchez acolo mașina. Trebuie să plătesc? Da, mai cu bilet n-auzi. Toți banii la mine, haideți.
Ok. Cât? 100 de euro mai mult de 5 milioane? Cât trebuie să dau? Stai că-i dau, mă, stai să-i dau aici. Câți bani vrei, mă, ia zi? 100 de euro mai mult decât 5 milioane, hai. 100, 100 marcă de... Marcă banul. 100 ți-am dat, 100. Am primit eu, dar las că dau eu bani. 100 de dolari, am dat. Tu cu taxă dublă. Aici e? Card Club, da. Se numește, bă. Mamă. Unde am ajuns? Mamă, cum se vede, lui. What? Lol, frate, e chiar lumea lui Mario, ești nebun. Ce tare e. Deci e toată pista. Wow. Trag în ei. Lui, frate, sunt spectatori. Luigi Circuit. Bă, du-te mă cât de șmecher e, nu-mi vine să cred. Mamă, e genial. Deci este genial. Dacă am avea niște carturi aici să ne dăm. Dar nu neapărat carturi, mă, putem să ne dăm și cu mașinile reale. Chiar, lol. Da. Bă, cât de șmecher e, nu-mi vine să cred. Păi și carturi de unde închiriez? Păi vreau și eu să închiriez. Nu știu, nu știu, chiar nu știu. Trebuie păi să și unde-l cunoaștem pe Mario? Haideți după mine să-l cunoaștem pe prietenul Luigi. Luigi? Aici Luigi este șeful? Cred că da, păi... Administratorul. E adminul de pe curs. Ce faceți, mă, doamne ferește? Stai, vreau și eu să mă schimb. Asta e Mario aici. Stai, eu sunt Luigi și o să te dai cu cuțitul. Bă, Matei! Bă! Ia uite. Bă, lasă-mă! Bă, ce tare e! Că m-am desbrăcat. Chiar e Mario! Ia, poți să mă uit din first person? Da, bă, poți să te uiți din first person, ce ciudat se vede când alergi. Ia uită-ți-vă din first person. Ok, ai simt pe mânuțe. Salutare, frate Mario. Eu sunt villain-ul aici, iau-te. Ia, hop. Ia, hop. Uite cum țin sniper-ul, am sniper mini. What the fuck? The fuck is this? Bă, hai să facem o cursă, haideți, veniți? Da. Păi nu știu, de aici... Hai eu să... sunt administratorul. Hai, de administratorele, hai, dar nu știu cum sărim gardul. 3, 2, 1 și... Care-i 3? A pornit mai devreme. Eu. E cu trișat aici, nu-i corect. Aoleu. Îmi place că merge foarte bine carton curbe. Da, și mie îmi place că... merge, dragul, și așa e. Când merg mai bine cu spatele. Încerc să-l depășesc. Facem două lapuri. Deja am câștigat pe nu primul. Pot să-l depășesc! A? Aha! Pisica! Ce părere ai? Sabotează! Ba nu! Eu deja îl depășesc pe ăla din spate, ești nebun! Și eu! Așa de rapid suntem, frate! Da! Păi pe mine m-a sabotat pisica! Aoleu, mi-a stricat! Mi-a stricat cartul, mi l-a stricat, nu mai merge! Asta e! Cum? Ghinion. Frate, ce ghinion? What the fuck? Am câștigat. Nu, mai mergem un lap. Aaaa, da. Ca să câștige el. Deci mai facem unul sau nu? Hai să mai facem unul, dar să ne întâlnim la start, dacă e. Aaa, păi stai. Ne întâlnim aici, la început. Bine, stai că trebuie să... Dar trebuie să puneți frână. Da, câștigătorul ce câștigă? Nu știu, o shawarma cu de toate. 3, 2, 1 și... Opa! Opa! Stai că au pornit băieții și fetele. Tot primul. Hai, bă, fete, Maxi Finetti. Ia uite-i, mă, ce fac ăștia, mă. Aha! Ia uite-i, mă, ce fac ăștia, mă. Cum e să te dai cu aventadorul? Cum e să te dai cu aventadorul pe cursă de Mario? Adică, s-a gândit Mario vreodată că o să aibă așa ceva pe traseul lui? Niciodată. Bine, de fapt, ăsta e traseul lui Luigi, știi? Dar tot în lumea aia, în universul ăla. Am intrat în parapet. E traseul lui Luigi ăsta, mă, n-ai zis de el. E fratele lui. Bă, da, eu nu... Eu cumva stau cu capul în volan. Deci mai ești pedale. Da, cu capul la pedale și eu să... Nu știu cum conduc mai exact, dar... Bă, voi sunteți în urmă, rău de tot. Nu e adevărat. Cum să nu, eu deja ajung la cineva care... Eu deja ajung lângă cineva... N-am văzut ăsta. Da. Cine ajunge primul câștigă 10 sarmale. Hai, rapid. Wow. 10 sarmale, le bage așa una după alta. Să-ți vine rău. Aoleu, chiar câte sarmale ați mâncat cel mai mult? Adică într-o singură ședere. 5. 7. 7, wow. Okay, cred că am mâncat 4 sau 5 maxim. Nu cred că pot să mănânc mai mult de atât. Ne mâncând nimic toată ziua, de asta am mâncat atât de mult. Da, cred că 7, dacă n-ai mâncat nimic toată ziua, cred că merge să bagi. Păi da.
Bă, da, urcă, adică chiar nu mă așteptam să urce carturile, dar văd că deja destul de lejer. Mai greu, dar urcă. Nu, e ok, trebuie să simt momentumul la ele, clar, clar, n-ar urca astea dacă ar fi zăpadă. Adică, dacă vine zăpadă acum pe server, aici rămânem, nu mai urcăm. Și trebuie să aveți grijă la, o să fie o zonă care o să fie foarte grea. Este aia în care poți să iei pe laterală sau să mergi pe zona aia abruptă. Aici nu știu ce să aleg. Sincer. Ce mai grea alegere. Abruptă, că poți să urci. Da, mai degrabă, cred că e mai safe aici, abrupta. Da, e mai safe abrupta, decât să te duci pe marginea aia care e mică și să pici. Acolo chiar nu te mai întorci înapoi. Ba nu, uite că e foarte mic cartul, eu pe acolo am fost. Da, și ai nimerit? Da, 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 e mic cartul. Nu, vă duceți prin boscheți, frate, se oprește cartul de tot. Nu-mi vine să cred. Deci dacă te duci în boscheți, se oprește cartul de tot. Nu mă așteptam. Dar cum se aude, zici că e drujbă. Da, exact, da. Are. Bă, mi s-a oprit de cartul de tot, frate. Nu mai urcă. Pa, Max. Păi mi s-a oprit în boschete de tot. Oh my god. Dar nu mi se pare ok chestia asta. Ce, de ce e? Bug, ce e? Nu, probabil că intră cringile la roți și se oprește. Nu știu, zic și eu. În viața reală există și ceva? Normal. Probabil. Păi dacă se... Tu te mai de aici că nu există și ceva. Doamne ferește, dar cum să nu existe? Frate, e un cart, merge. Nu păi cred. Da, dar unde conduci tu cartul pe Bureni? Bă, hai să fii nu știu acum ce să zic. Intră acolo la roată. Ce-i drept, nu mi-am calculat până acum chestia asta. Dacă ar merge un cart prin Bureni. Cartul merge pe o... și merg cu el ca un monster truck. What? Într-o parte, așa. Bă, dar tu ai cam... Cam îți merg mașinile mai repede, văd chestii de-astea, adică... Da. Ceva e suspicios, nu știu ce să zic. Da. Tu chiar vrei să ieși... Tu ca vrei să ieși armalele alea, a? Da. Bă, mă, mi se duce în boscheți. Am câștigat. Ce ai câștigat? 10 sarmale. Păi și nu dai și mie una? Îți dau 2. Ok. Ce generos e. Ce facem? Noi ne uităm. Da, dă-ne și nouă. Păi da. E foame lui Remus, nu de la nimeni. Mi-a dat două așa, că indulgență, știi, adică. Păi da, că mi-ai cer o calcă, nu o să deam. S-a făcut milă, sau ce? Da. Așa, eu urc mai bine cu spatele, ești nebun! Da, am văzut. LOL! Ai văzut? Da. Bă, tu știi că ai viteză mai mare pe spate? Ia uite, ia dă-i cu spatele să vezi. LOL, da chiar. Centura pusă. Aoleo! Vai, mi-a sărit bucata din față de la cart. Hai că se dezmembrează, stai așa. Păi, dar chiar se dezmembrează. Aoleo, ce s-a îndoit? Frate, azi, niște bucăți de țiv și cam atât. Bucăți. S-ar bucăți? Da, bă, lol, frate, plouă cu bucăți de carturi, adică, na, al meu nu mai... Dar chiar plouă cu bucăți. Lol, mama, care... deci al meu intră prin munte. Mai rămâne decât motorul de drujbă. Da, 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 păi, tu vezi cât de simplu e făcut un cart? Niște țevi acolo, niște nu știu ce, niște tablă și motorul și roțile. Bine, sunt sigur că în viața reală e mai mult decât atâta, dar zic aici pe ce. Vai, frate, cum a ajuns. Da, adevărat, dacă ți se strică prea tare, îți intră prin munte. Da. Aoleo! Ce sare Max peste toți. Băi, Caterinca, să te dai cu cartul de pe Ciliad, sincer. Chiar e Caterinca. Parcă ai mai multă stabilitate, nu? Ce? Parcă ai mai multă stabilitate. Bă, nu știu ce să zic, dar oricum e amuzant. Ai mai mult cu roțile pe pământ. Știi, față de o mașină lor, așa mi se pare. Da, și fiind mică, poate să intre prin spațiile astea. Bă, chiar e mișto, chiar e foarte... Și centrurile puse. Mamă, și asta e mai și decapotabil, vedeți, sunt săriți pe geam. Pe geam. Vai. Vai. Hai că m-am dus. Hai că da. Mamă. Hai că v-ați dus, mamă. Hai că voi deja ați ajuns să vă... Da, da. Frate. Mamă, dar mai avem bară față. Dar asta nu se pusește parcă... A, da, îi sar bucăți din ea, dar nu se... Are nu ceva se protecție. Bă, se strică radio-ul ăsta dintr-o secundă, secundă. Aulei. Ăstea-s condițiile. Aulei. Mai greu și bolovanul, hai că avem nevoie de el. Frate, chiar mașinile astea decapotabile au ceva protecție când te răstorni cu capul pe jos? Da, ies niște bări din spate. Pe bune? Da, ca să nu te trușească. Sunteți druncine. De unde din spate?
De la motor? Din spate, motor. Nu, mai în față de motor, nu se văd pe mod. A, și practic nu te lasă să te atingi cu capul de asfalt. Clar. Mișto, mișto. Iar mă gândeam la chestia asta, zic, bă, dar stai, cum? Că practic poți să sari. Și chiar, la astea chiar trebuie să porți centură. Și bănuiesc că ai centură de aia de ține ca la avion. E exact centura ca la orice mașină normal, gândește-te de că te prinde și jos și la corp, știi? Păi da, frate, dar... te prinde doar jos. Nu ai cum să zbori din ea. Nu? No? Nu. Îți spun eu că am fost. Ah, ok. Da, are, de fapt are remus o mașină. Remus, zine eu, adevărat, ai în viața reală Lamborghini și nu știam noi. Păi da, de-aia știi așa multe detalii. Aaa, înțeles. Bă, remus, dar dă-ne mă și până tură dacă e vorba de ceva, că na, totuși. N-are locuri destule, probabil, de aia. Da, am înțeles. N-are nimic. Am înțeles. Bă, asta nu s-a auzit chiar așa de tare, dar mi-a plăcut totuși. Oricum, ăsta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut și vouă. Dacă v-a plăcut și mai vreți să facem chestii de astea nebune și să mai adăugăm chestii mișto pe server, nu uitați să postați acolo butonașul de like. Nu uitați să intrați pe server. Serverul se numește InVision România, iar noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pam! Pa!